Bine v-am regăsit, prieteni! În trecut am făcut mai multe episoade despre povești paranormale povestite de polițiști. Au fost destul de apreciate și mi s-a cerut să mai fac, dar nu am mai avut materiale. Cred că s-au terminat fantomele în America sau poate doar poveștile. Recent am dat peste un articol care mi s-a părut interesant. Polițiștii și OZN-urile. Voi ce părere aveți despre acest subiect? Azi încep cu povestea unor polițiști din orașul american Kirtland, Kentucky, care după ce au trecut prin ceea ce urmează să vă prezint, au rămas cu unele sechele. Se întâmpla în data de 19 aprilie 1993 și deși evenimentul a fost trecut de autoritățile americane la strict secret, au existat mai mulți martori care au povestit ce s-a întâmplat acolo, devenind astfel unul dintre cele mai semnificative și credibile cazuri. Asta și datorită faptului că polițiștii au fost supuși testului cu detectorul de minciuni și le-au trecut cu bine. În după-amiază zilei de 19 aprilie 1993, în jurul orei 17, când polițiștii Tom Braniff și Craig Doolittle se aflau în patrulare în partea de sud a orașului, au depistat un șofer ce conducea peste limita legală. I-au făcut semn să oprească, dar acesta nu s-a supus și a continuat deplasarea. Au pornit în urmărirea lui și în afara orașului. La un moment dat, ajungând pe un drum extraurban, au observat în partea stângă acestuia o aeronavă ce părea a fi foarte ciudată. Plutea în derivă și emitea zgomote stranii, precum cele ale unor explozii. Polițiștii au abandonat imediat urmărirea vehiculului. Inițial, au crezut că un avion al forțelor aeriene se afla în dificultate și încerca o aterizare forțată, motiv pentru care au solicitat sprijin prin stația radio. La scurt timp, au pierdut aeronava din area vizuală, deoarece aceasta aterizase, cu un zgomot greu de descris, în spatele unei coline. Polițiștii au pornit de grabă într-acolo și au ajuns destul de repede. Când au trecut de colină, au observat că ceea ce presupuneau că era un avion, era de fapt o navă sub formă de ou, având diametrul de aproximativ 12 metri și emițând o lumină plăcută de culoare albastră. Nava aterizase între timp pe solul nisipos din zonă. Mai mare le-a fost mirarea când în jurul navei au observat mai multe creaturi ciudate, îmbrăcate într-o mantie albă care lucrau intens folosindu-se de niște aparate la carcasa exterioară a OZN-ului. Probabil efectuau reparații. De asemenea, Craig și Tom au observat că nava era prevăzută cu o trapă exterioară prin care ocupanții intrau și ieșeau cu diferite aparate de măsură în mână. La scurt timp după ce au ajuns acolo, au fost observați de către acele creaturi, iar trei dintre ele s-au deplasat rapid spre ei. Inițial am vrut să fugim, însă parcă eram paralizați amândoi. Omuleții îmbrăcați cu ceva alb, care s-au apropiat de noi, aveau cam 1,5 metri înălțime. Capul lor era enorm, iar ochii cât o farfurie. Nu aveau nas, doar două orificii punctiforme prin care probabil respirau. Când au ajuns aproape de noi, au făcut niște gesturi cu mâinile, le-au ridicat spre cer, apoi le-au coborât. Erau foarte urâți și, înfricoșați cum eram, am crezut că vor deveni agresivi. Ne-am înșelat. Au scos doar câteva sunete ciudate, după care s-au întors la nava lor. Culoarea navei s-a modificat brusc din albastru metalizat în verde, apoi în roșu și în acel moment s-a auzit un zgomot de mică intensitate, ca și o vibrație. În acea clipă, oul s-a ridicat vertical de la sol și după ce a ajuns la altitudinea de aproximativ 50 de metri, a planat cu mare viteză spre est, dispărând în foarte scurt timp din câmpul nostru vizual. Abia atunci am reușit să ne mișcăm din nou. Până atunci eram ca împietriți. Se pare că o forță necunoscută ne-a ținut pe loc. Acestea au fost cuvintele sergentului Craig Doolittle. La foarte scurt timp după ce a dispărut nava din zonă, și-au făcut apariția și echipajele solicitate prin stația radio. Nimeni nu știa nimic de Craig și de Tom. Erau de negăsit. Martorii prezenți la fața locului au descris obiectul și traiectoria acestuia exact cum au declarat și cei doi polițiști ulterior. A trecut mai bine de o oră, iar Craig și Tom nu erau de găsit. S-au efectuat căutări în zonă, colegii lor fiind înspăimântați de ceea ce s-ar fi putut întâmpla până la sosirea lor. Au fost găsiți însă de capitanul Carl Anderson în spatele colinei unde aterizase OZN-ul. Aceștia erau foarte speriați.
Acum că și-au regăsit colegii, polițiștii s-au putut ocupa de descoperirea de probe în vederea stabilirii cu exactitatea șirului evenimentelor. S-a observat că pe locul aterizării, pe o rază de 5-6 metri, nisipul se transformase în sticlă, semnal unei temperaturi extrem de ridicate. Vegetația din împrejurim, deși săracă, era afectată pe o rază de 50 de metri. Deși era primăvară, vegetația în acel loc părea foarte îmbătrânită. După cum am spus inițial, pentru a fi și mai credibilă această poveste, sergenții Tom Braniff și Craig Doolittle au fost supuși testului cu detectorul de minciuni, trecându-l cu succes. Acesta a fost unul din puținele cazuri în care poliția americană a fost implicată, deci nu există mari dubii, mai ales că există și dovezile materiale ale unei aterizări și ale unei decolări cel puțin ciudate. A doua zi, pe data de 20 aprilie 1993, o echipă de specialiști NASA a adunat cu multă atenție dovezile descrise mai sus ce au fost descoperite la fața locului. E vorba de 3 tone de nisip despre care se spune că și în ziua de azi e radioactiv, bucata de sticlă ce s-a transformat din nisip datorită temperaturii extrem de ridicate și câteva plante care au fost afectate. Aceste dovezi au fost transportate în laboratoarele de specialitate pentru a fi analizate. Bineînțeles, pe rezultatele analizelor a fost pusă imediat ștampila strict secret. Și așa am ajuns să fac episoade și despre extraterestri. De fapt, despre polițiști și extraterestri. Aș mai avea material pentru câteva episoade în genul acestuia. Ce părere aveți? E interesant? Aveți și voi povești cu întâmplări paranormale sau despre extraterestri? Scrieți-mi pe pagina de Instagram a canalului, Povești Judiciare. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut dați like, share pe Facebook și subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.